Hai să vezi cum poți să-ți cureți singura acasă bicicleta dacă nu este plină de noroi. Aici avem o bicicletă, o cursieră, care a fost depozitată destul de mult timp, undeva într-un garaj sau într-un subsol, care este destul de prăfuită. Bine, fiind cursieră normal, nu are noroi, dar ideea este că nu a mai fost îngrijită de mult timp și vrem să vă arătăm cum puteți să o curățați acasă, doar cu câteva ingrediente. Vorba vine ingrediente, câteva obiecte. Șervețele umede, niște spray silicone de la Macov, e foarte bun. În cazul de față schimbăm ghidolina, o ghidolină și o cârpă pe care o folosim noi în special cu silicon, e cârpa de silicon. Așa arată bicicleta acum, haideți să vedem cum o să arate la final. Și așa arată bicicleta după ce colegul meu a lustruit-o. Eu zic că arată foarte bine. Este aproape ca, nu știu cum să zic, ca o sticlă, vreau să zic. Așa de bine lucește. Este doar ștearsă și aplicat un pic de silicone shine. Transmisia nu este atât de curată fiindcă nu ne-am atins de ea, doar am șters-o un pic. Dar chiar suntem mândri de această bicicletă. Butucii lucesc foarte bine, jantele sunt foarte curate. Bicicleta asta nu are nevoie decât de soare și energie ca să fie pedalată. Dacă îți place genul ăsta de conținut educațional, nu uita, dă follow, fiindcă aici vorbim de biciclete.